Salut! Numele meu e Daniel și astăzi vreau să vă prezint trotineta electrică Ride 200 Super Tee. Opa, ușurel, ușurel, punem frână aici. Era păcat, sincer, să nu ne oprim un pic, să ne bucurăm de vremea asta bună și să vă prezint această trotinetă electrică Ride 200 Super Tee în toată splendoarea ei și să vă prezint cum trebuie, mai exact faptul că avem două trepte de viteze. Cu ajutorul acestui buton avem accelerația, aici avem frâna, soneria, de ce nu, și o trotinetă care se asortează foarte bine cu mine din punctul meu de vedere. Avem aici indicatorul care ne arată exact să știm în situația în care avem probleme dacă ajungem sau nu acasă, frână pe partea din spate, tot ceea ce trebuie și cric în cazul în care vrei să o lași și să te bucuri un pic de un picnic, să spunem așa. Cel mai important lucru, mai exact, cum se strânge și se deschide trotineta. În momentul în care stăm, avem aici un levier în partea de jos, apăsăm pe el, iar trotineta trebuie împinsă în partea din față, da? Pac, și ampliat-o frumos. După care, la fel, când vrem să o strângem, să o blocăm, am blocat-o și am plecat. Cu un design nou și performanțe pe măsură, Ride 200 Super Tee oferă copiilor cu o vârstă cuprinsă între 10 și 16 ani o experiență grozavă datorită modificărilor aduse trotinete electrice. În primul rând, trotineta se montează foarte ușor în 3 pași simpli, ea vine direct preasamblată și în momentul în care vrem să o folosim, pur și simplu trebuie să aplicăm siguranțele cea de aici cu care se strânge ghidonul, dar de asemenea să ne asigurăm că avem și montată în partea de jos, după care o pliem și putem să o utilizăm. Acestea sunt anvelopele trotinetei spițate, foarte frumoase și care vin de asemenea și cu o apărătoare neagră în partea din spate. În partea laterală avem cricul în momentul în care vrem să staționăm trotineta. În momentul în care vrem să pornim trotineta, apăsăm acest buton, după care apăsăm butonul de pe ghidon. Ca dotări standard, trotineta electrică beneficiază de far pe față, stop în partea din spate, iar când frânăm pentru o siguranță sporită în trafic, se acționează și stopul de pe spate. Aici avem accelerația, iar aici în partea stângă avem frâna, dar de asemenea și soneria. O diferență față de Ride 150 Super Kid este acest indicator care ne arată câtă baterie mai avem. Puterea motorului de 200W le oferă tinerilor posibilitatea să meargă cu o viteză maximă de deplasare de 20 de km pe oră, cu autonomie de 10 până la 12 km, iar durata de încărcare completă este de doar 3 ore. Trotineta se încarcă cu ajutorul acestui adaptor care vine inclus în această mufă. Trotineta are un design colorat și simplist, cu posibilitatea de asortare a accesoriilor cu trotineta lor preferată, iar trotineta este disponibilă în două culori, negru și albastru. Confortul este foarte important când vine vorba de o trotinetă electrică, așa că Ride 200 Super Tee vine echipată cu anvelope de 8 inch din cauciuc plin pentru o călătorie lină și sigură. De asemenea, trotineta dispune de sistem de frânare dublu, frână manuală, dar și frână electronică, totul pentru siguranța copiilor voștri. Trotineta este ușoară și portabilă, fiind realizată din aluminiu, ceea ce face ca trotineta să fie ușor de transportat și urcat în mașină cu o greutate de 9 kg. Ea poate susține copii cu o greutate de până la 100 de kg. Iar în cazul în care ai un ghiozdan și nu știi unde să-l pui, avem o agățătoare aici special făcută pentru asta. Pentru a comanda trotineta Ride 200 Super Tee, tot ceea ce trebuie să faceți este să dați click pe linkul din descriere.